în dispoziția primarului 199 din 21 septembrie 2018, ședința legal constituită, suntem în prezența majorității consilierilor și aș vă apuca desfășura lucrărilor. Avem ca invitație exclusiv TV și mulțumim încă o dată că de fiecare dată ne asigură transparența actului decizional prin transmiterea TV. Avem invitat doamna Valentina Camelia, ca reprezentant al cetățenilor din satul Strugari, care a formulat o petiție din 30 august registrată la primăria Strugari. Pentru bună desfășurare a lucrărilor ședinților, v-aș ruga să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte ședinței. Doamna Chiriac, că ridica mâna prima. Domnul Lazăr. Cine este pentru propunerea doamna Chiriac? Împotrivă, se abține cineva. Alte propuneri sunt? Înainte de a da președintului materialele de lucru, aș vrea să vă supun spre aprobare procesul verbal al ședinței din 24 august 2018. Dacă aveți obiecțiuni, probleme... Eu aș avea rugăciunea dumneavoastră, domnul secretar, să fie o leacă mai complet. Adică... Eu mi-am pus la dispoziție și astăzi. Știu, ce înseamnă mai complet? Mai complet? Ce înseamnă complet? Când eu înțeleg într-un fel complet sau cineva altfel? Eu când iau cuvântul, vreau să-mi scrieți exact cu... Vreți să fiu un mic mai el, da? Exact. Am înțeles. Un mic. Față de mic, da, mulțumesc. Nu mai față de tine, alea sunt... Acum, să te înțelegi, să încerc să dau și o parte mai pe tine. M-am înțeles. Bine, deci, acum, sunteți pentru procesul verbal în forma prezentată? Îl votați sau... Acum îl votez. Că nu puteți, că dacă dumneavoastră îl votați, trebuie să rectific, da? Deci, cine este pentru forma prezentată? Bine. Domnul Lazăr, succes. Așa, totul a fost să suntem informați, dar la ședința mare de urgență a fost în acasă următoarea de vigezii. Se numă așa. Proiect la numărul 1. Proiect de hotărâre privind decontarea călătoriei pe mijloacele de transport ale cadrului date pe luna august. La punctul 2 este proiect de hotărâre privind ratificarea bugetului local pe anul 2018. La punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% la punctul 4, proiect de activitate compartiment asistență socială, semestru 1, anul 2018. Și divers. Dacă sunt de acord cu ordinea, s-a abținut cineva? Nu, am văzut, da, bine. Deci să trecem de la cine e prezent primul bună ordine zi. La primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contrării contravalorii călătoriei de mijloace de transport ale personalului didactic de la școala gimnazială Strugari pe 1 august 2018. Având în vedere raportul compartimentului din cadrul de specialitate a primarului, de expunerea de motive a primarului, adresa școlii gimnaziale Strugari, precum și prevederea articolului 2 din instrucțiunile privind decontarea navetei cadrelor didactice, la articolul 1 se propune aprobarea decontării contravalorii călătoriei prin mijloacele de transport ale personalului didactic de la școala Strugari pe 1 august, în sumă de 435 de lei, adică 4.350.000 lei. Cred că v-ați uitat în, pe material. Anexat avem bonurile de transport, așa cum suntem obișnuiți, și acolo nu sunt bonurile de transport, și s-a făcut cu mașina proprietate, de contare s-a făcut în baremul de 7,5 litri combustibil la 100 de kilometri parcurs. Ce vreau de spune asupra acestui proiect? Dacă unul dispută nimeni, ar să pun la bocini pe drum. Da. S-a abținut cineva? Da, eu mă abțin. S-a abținut un vot, abținut. Trecem la punctul. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 2018. Având în vedere, am trecut proiect
recunoscătorie privind modificarea, preidentificarea bugetului pe 2018 și anume dispozițiile legii 2 pe 2018 privind aprobarea bugetului de stat pe 2018. Articolul 27 din ordonanța de 1878-18 privind rectificarea bugetului. Adresele primite de la Agenția Județeană de Finanțe Bacău, prin care ni s-au comunicat sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și sumele din cote de 17,25% din impozitul pe venit, raportul compartimentului de specialitate, de expunerea de motive, la articolul 1 se propune majorarea bugetului de venituri astfel. Avem aici pe capitole din buget. Pe înțelesul nostru, se rectifică suma pentru echilibrarea bugetului local în sumă de 367.000 de lei. 367.000 de lei înseamnă 2.670.000 de lei. Majorarea bugetului pe cheltuieli și repartiția acestora, v-am spus, la autorități publice, la autorități publice înseamnă pe salarii, atât pentru salariații TESA, cum să spunem, angajații primării, precum și pentru angajații care sunt pentru asistență socială, pentru indemnizații și pentru salarii, pentru cei care au în grijă un cetățean care și-a dovedit dreptul ăsta în certificat medical de eliberare cei de la Comisia de Expertiză. Odată la 5.1 avem autorități publice, salarii 72.500, autorități publice, bunuri și servicii, ceea ce discutam că sunt angajații și care prestează servicii pentru îngrijire, 52.500. La ordine publică, salarii 10.000 de lei, la bunuri și servicii 16.000 de lei. La învățământ, bunuri și servicii 30.000 de lei. Aici apiceți să... Pentru lege. Ah, lege. Da. La asigurări și asistență socială, salarii 82.000 de lei. Ajutoare sociale numerate, tot la asistență socială, 6.000 de lei. Servicii și dezvoltare publică, bunuri și servicii, 15.000 de lei. Servicii și dezvoltare publică, 52.000 de lei. În bani referință și ridicarea topografică pentru alimentare, foarte și canalizare. Aici este vorba de motorina care se va achiziționa pentru timp de iarnă. 20.000 de lei. Nu prea i-am spus. Din cu acela transport, este alt punct în codul fiscal, 44.000 de lei. Aici se va fi zgura. Și avem, probabil, și o rezervă de bani în cazul în care o să fie, cine știe cum iarnă, dar noi ne gândim că o să fie o iarnă blândă, dar în cazul în care o să avem nevoie și de achiziționarea sau de contractarea unor utilaje, dacă știți dumneavoastră, mai termine și cu buldozer în an, da? Atunci trebuie să fie bani prinși în buget, dacă se vor plăti bine, dacă nu, nu. Dar noi trebuie să avem, să prevedem un buget niște bănuți, pentru că nu ne putem juca cu timpul, probabil. V-am spus, peste jumătate din bani vor fi pentru zgură. Și diferența va fi o rezervă. Banii au fost primiți, așa cum am spus și în anterior, către și am fost înștiințați cu adrese de la Agenția Națională a Administrației Fiscale prin hotărâre de guvern. Și repartiția a fost făcută așa cum v-am spus. Dacă dumneavoastră credeți că putem mișca niște bani, îmi spuneți. Acum am discutat. Cine vrea să discute așa? Da, eu să scrie la plân. Altcineva? Vă vedeți, doamnă? Da, e un lucru bun pentru că Guvernul României se gândit să și suma asta de bani pentru toate spucari.
Eu cred că dumneavoastră știți ce mai bine ce avem de făcut referitor la împărțirea banului care este dat de către Guvernul României. Eu vreau să mă ajut cu precizare și eu v-am mai repet încă o dată. Banii sunt veniți pentru, strict pentru capitole, pentru că nu poți să te încadrezi cu ei altfel decât prevenit codul fiscal. Și v-am spus și repet, dacă noi, Comuna Slugari, am fi avut bani extrabugetari, dar bani extrabugetari înseamnă să devenim bani din impozite pe cote de venituri și impozite pe salarii, atunci noi, probabil, lunar, am fi avut posibilitatea ca să facem rectificare de buget și cu banii care sunt obținuți extrabugetari să facem orice investiții pe care o gândești oricare consilier sau oricare cetățean din Comuna Slugari. Pentru că legea 215 spune foarte clar că se poate veni cu proiecte de infrastructură și de investiții, investiții în infrastructură și social, de către oricare consilier și oricare cetățean pe perada localității, cu domiciliul pe perada localității Slugari și nu numai. Problema este să spună și sursa de venituri și sursa de finanțare. Este foarte greu, eu v-am spus, v-am amintit, sunt localități chiar vecini cu noi, unde Bereșul, de exemplu, și o citez aici pentru discuția am avut ieri, au venit pe extrabugetare 6 miliarde, nu-i mult. Pe un an de zile 6 miliarde, înseamnă 6 miliarde venituri la ei pe un an de zile din veniturile extrabugetare, înseamnă venitul nostru pe 4 ani de zile din taxe și impozite. Pentru că, repet, este doamna de față și așa să știe că noi adunăm de la taxe și impozite marea sumă de 30.000 de euro. Pe an? Real. Deci în fiecare an pe an. Deci noi. Și din 30.000 de euro sau 140.000 de lei, înseamnă în fiecare an cheltuială pentru salubritate 6.000 de lei, 60.000 de lei, ceea ce înseamnă 600 de milioane, iluminat cu lemn și cu iluminat public, cu utilități și lemn și se cumpără la primărie și la școli, ați văzut 300 de milioane dată la școli. Și mai vine 300 de milioane la primărie cu iluminat public și nu știu ce, să mai duc 600 de milioane. Te mai poți dezvolta cu 20.000 de lei, nu cred că poți dezvolta. Singura posibilitatea noastră cu care poți dezvolta sunt noi ne facem de fiecare dată o acțiune de investiții în fiecare an, aprobate de Consiliul Local și cu intervenția pe care fac consilierii din cadrul Consiliului Local, facem acțiuni și primim ca acțiuni de investiții. Acțiunile de investiții care se prind și pentru aprobarea bugetelor trebuie să ai venituri și cheltuieli la ele. Ori din venituri, dacă nu se acoperă acele investiții care nu sunt puse, noi le prindem ca și investiții la nivel de început de an buget, dar cu 0 lei investiții. Nu știu dacă ați văzut, de fiecare dată noi prindem. Vrem să facem un teren de sport, da? O prindem ca investiții și cu 0 finanțare. Deci noi o prindem, ne facem planuri fără bani. În condițiile în care avem posibilitatea să avem prins un proiect, noi, ca și investiții, trebuie să o avem. Dacă avem un proiect fără cofinanțare, o prindem acolo și mergem pe investiția realizată cu bani veniți pe fonduri europene, fără ca pe noi să ne coste decât în jur de 10%. 10% ăstea sunt bani pe care noi contribuim, sunt cofinanțări și care sunt bani prinși în proiect la oricare, dar neeligibil, pe care îi plătește primăria. Vreau să vă spun că noi, la oricare proiect care l-am făcut, poate ne-a costat mai mult decât oricare localitate cu bani. Dacă am făcut, vă dau un exemplu, un drum agricol, da? Drumul agricol pe care noi l-am făcut, ne-a costat bugetul pe neeligibil în jur de 1 miliard de lei. Asta înseamnă ridicare topo, avizii, ridicare cu drumurile naționale, numai acolo ne-am mâncat 380 milioane. În plus de asta, orice investiții pe care o facem noi, pentru că nu avem bani la nivelul primării,
O facem cu împrumuturi, da? Și împrumuturi. Orice investiție pe care făcută noi până acum, vă aduc la cunoștință, fie utilaje, fie grădinițe, fie drumuri, le-am făcut numai cu împrumuturi la CEC, da? Împrumuturi la CEC cu fondul de garantare și pentru care fondul de garantare statului român îți mănâncă în jur de 500 de milioane din fiecare împrumut. Din fiecare împrumut. Bani pe care noi dăm de aici. În bugetul local. În bugetul local. Să înțelegeți. Bani neelegibili. Nu trebuie să fie către singura datorie. Singura datorie pe care o avem noi la momentul de față, spre agenția asta pe fonduri europene nord-est, așa este zero deocamdată. Da? Pentru că ne-am achitat și am strâns din lume, cum se spune, ca să ducem la bun sfârșit pe toate. Vreau să vă spun chiar dacă venim pe coș, o spunem, am avut societate care n-am putut să închidem proiectul pe drumul betonat, și pentru care noi am plătit noi din buzunarul nostru asigurare. Nu are rost să mai. Nu. Are discuții la un merită studiat. E foarte greu pentru că nu sunt bănuți. Dacă ar fi bănuți, ar fi și la noi sponsorii care se duc mai cu predilecții către biserici sau nu știu ce. Am avut și noi când am construit sponsori. Au fost condiții în care probabil sponsorizarea de o făcea din plăcere, acum e cam îngheuită și cam păzită oricare sponsorizare și fiecare dintre cei care sunt pot face donații, o fac mai fericit. Da, nu, e cinstit. Deci asta e și vă spun realitatea. Domnul primar, situația cu bănuțele care pentru școală răditeși. Se mai face sau... Da, noi acolo, numai că noi acolo ne-am gândit să facem ca și o investiție, stând de vorba aici, știți că investiția au fost de 20.000 de dolari sponsorizat, venită pe UNICEF cu firma Terdecom, Terdezor. Așa, investiția lor era de 20.000 de dolari și noi trebuie să mai venim cu diferența ca să facem investiția. Investiția pe care noi o propusesem la repetire și era numeritoare, izolație termică, centrală și nu știu ce, și ne ducea undeva la 4 miliarde de lei. Ceea ce bugetul nostru nu vrea să susțină. În momentul în care am revenit la, prin parteneriatul ăsta, prin contract, noi am spus că până în jumătate de sumă bani pe care noi am prins la buget, la bugetul privind această investiție. Deci ei vor veni cu 18.000 de dolari, noi vom veni cu 18.000 de dolari. Toată investiția se va face și se va rezuma la un grup sanitar în interiorul unei săli de clasă, la o fosă și la un puț curat. Deci, la ceea ce se poate face anul ăsta, dacă UNICEF și asociația asta ONG-ul ăsta va fi tot cu noi și în anii care vin, da, pe UNICEF. Vreau să vă spun că acest parteneriat pe care noi l-am avut cu UNICEF anul ăsta se încheie în decembrie, nu? Parcă așa. La 31 decembrie, da, aici. Așa. Deci noi, grupul celor a 36 de comune, ne-am făcut proiectul, ca să numim așa, cu UNICEF-ul. Aici vreau să vă spun că echipa care a fost alocată în cadrul UNICEF-ului și-a făcut datoria, nu că nu a rămas casă care să nu fie vizitată, casă care să nu fie prinsă pe un sistem digital, ca să spun așa, la fiecare, știți foarte bine, la fiecare gospodărie, s-a venit cu tabletă, s-au luat toate toți membrii de familie, s-a făcut un încerzământ, chiar așa se chema, a familiilor și a problemelor cu care se confruntă familiile. Vulnerabilități. Privind vulnerabilitate, privind din pasul în care sunt social și în cazul în care
noi, ca și societate, noi, ca și Consiliul Local, ca și primărie, putem să intervenim, să-i sprijinim ca să descurce viața asta de zi cu zi. Cu veniturile, cu nevoile care le au fiecare. Domnul Dumnezeu, vreau să facem la cunoștință domnului primar cu pentru a aduce antiterapantul ăsta pe drumul noastră. A fost de mare atenție, nu știu dacă camerele astea filmat funcționează, sunt foarte mulți cetățeni care sunt șoșesc antiterapantul ăsta și-l folosesc în curte. Nu-i corect. E adus pentru un scop, trebuie folosit pentru scopul care l-a adus. Fiecare fac o roagă, fac o căruță, fac o ce... Nu-i corect. Acum eu să vă spun următoare chestie. Într-adevăr, sunt mai practică. Am mai găsit cetățeni care, așa, în diferite stadii din sănătate, să nu folosesc alte cuvinte, unii au înțeles să liniștească, să vadă de treaba lor, unii au mai continuat că nu aveai cu ce să dispuți. Dar dacă dumneavoastră ne-a acordat sprijin, nu-i bine. Când vedeți oricare când chestii în care, să vă aduceți la cunoștință, să stăm de vorbă pe ei, mor de internet. Pentru că, pe o parte, avem și balastul în vârful deal, oriunde, ați văzut. Am pus și în vârful deal la Peticica, mai punem și la Năsuiești, mai punem și la Vali din Năsuiești, domne. Chiar am dat telefon oamenii că au nevoie de două, trei căruțe, spun în curte. Du-te, domne, și-ți ia cu căruța sau cu vala, du-te, pune-ți în curte, mă bucur că nu scoate din curte afară ideea sau nu știu ce. Dar ăsta care eu pun, ăsta nu mai aducem cu alți bani în balastru. Dar banii care îl aducem în zbura asta, nu este necesar ca să putem ieși din ea. Să ne folosim. Dacă mai vrea să discute cineva. Da, și important e că să echilibrăm bugetul local. Acum ce fac? Uite, acolo, la hangar acolo. Nu, așa, ați văzut? Dar acolo nu aveam bani, deci, efectiv, nu aveam bani să o aveam bani să plătesc ridicările topografice. Echilibrat. Și sunt datorul de anul trecut la ridicări topografice, n-am depus proiectul. Poate doamna Camelia aici, Dumnezeu, este reprezentantul și poate în cuvântul care se urmează usului. Să știți că noi, pe raza comunei, într-adevăr, pe celelalte două, trei sate au fost, s-au mai mișcat lucrurile, ca să le spun așa, și datorită faptului că oricare ghid de finanțare prevede, pentru ca să fie proiectul eligibil, niște criterii de calificare. Un criteriu de calificare sau alt, mai multe criterii de calificare sunt ca un drum, de unde pleacă și unde se încheie, ar fi ideal ca să plece dintr-un drum județean, mă refer la drumul pe care îl modernizez, să plece dintr-un drum județean, să duc în drum național. Dau cazul aici, la drumul care se de la Strugar la Hanul Matei. Pleacă dintr-un drum național și se duce într-un drum județean, să dă punctaj. Punctaj înseamnă de formă, de conținut, de utilități publice, de ca pe traseul respectiv să ai unități sociale, mă refer aici la cabinet medical, dispensar veterinar, biserică, școală, grădiniță, cimitir, monument istoric. Toate astea concurează la aduna un punctaj. Pentru mare avantaj pentru atingerea asta sau înțeparea asta în drumurile naționale sau județene, se capătă la drumul județean 10 puncte, să spunem, și la drumul național 15 puncte. Dacă ai și o utilitate publică, apă, canal, ai 15 până la 20 puncte, dacă ai apă și canalizare. Automat, dacă adunăm punctele astea, se fac și se depășesc 50-60 puncte. Pentru Năsuiești, noi avem aici aprobat de Consiliul Local, noi am fost îndriguiți ca să depunem proiect, am depus proiect. Etapa a doua era, prima etapă era să faci 70 de puncte, era un criteriu de calificare, dar să faci 70 de puncte ca să primești finanțare de 1 milion de euro. A doua etapă a fost să avem 50 de puncte ca să putem depune proiect, ca să căpătăm cei 1 milion de euro.
Când te duci și depui un proiect, autoevaluezi. Noi ne-am autoevaluat și am avut 51,85 puncte. În momentul în care a venit pe faza de teren cei de la fondurile europene, de la AFIR, au venit și au constatat că noi ne calificasem și ne autoevaluasem că avem investiții, ca să primim cele 50 puncte, avem investiții făcute pe fonduri europene, pe persoane publice, pe persoane private, fizice sau juridice, private. Da. Și trebuia să ai o investiție de 500 de mii de euro. Adică, un cetățean de la noi se lipească cu proprietatea de drumul nostru, care trece prin locație, și nu trebuie să aibă venit, să aibă pensiune sau să aibă ceva. Accesat frumos. Să aibă accesat frumos. N-am avut. Sau drumul, spre exemplu, la mine pleca din drumul național, din drumul județean, dar nu se vărsa în drumul național. Iar am pierdut 15 puncte de acolo. Automat că mi-l-a dat pe ineligibil. Adică am căzut cu 49 de puncte, am fost sub 50 de puncte, s-a declarat ca fiind ineligibil, nefinanțabil. Poate să fie și eligibil, finanțabil, definanțat, dar la noi l-a dat neeligibil pentru că n-am făcut 50 de puncte. Vom primi un punctajul. Acum, beneficiem de, beneficiem de proiectele care ne-a depus prin PNRL, pentru o grădiniță, pentru care noi suntem la faza de la grădiniță, vă dau tot așa aspectele, am depus și făcut procedura de achiziție, au venit timp de două sesiuni, ca să le spun așa, de depunere de oferte, nu s-a prezentat nimeni. Deci pentru grădința la Perecica până acum nu s-a prezentat nu s-a prezentat niciun ofertan să depună. Ieri, sau la alte, am mai fost la ședințe pe diferite întâlniri la nivelul Consiliului Județean și Prefectură, se plângeau mai mulți că nu au ofertanți la lucrări, da? Și se punea problema că acei constructori pe care noi îi știm duc lipsă de forță de muncă și nu se întind la proiecte, la execuții. Acum am demarat o procedură și suntem în așteptare la, să ne dea avizul cei la Ministerul Dezvoltării ca să facem achiziția în mod direct. Adică, tu prin cei care s-au înscris să depună oferte și s-au retras, noi am contactat pe unul dintre ei, am contactat mai mulți dintre ei, totuși de ce nu vin să facă. Și oamenii, unul dintre ei au acceptat totuși și suntem în procedură de achiziții. Așteptăm aviz, pentru că noi facem proceduri, să-ți dea voie să faci proceduri. Dacă am dat dintr-un alt, vreau să mă întreb și un lucru. Ar trebui să ne gândim foarte bine referitor la grădinița din Petricica. Pentru că satele din Petricica și Iaz, în 2 ani de zile, s-au născut vreo 2-3 copii. Deci, într-un an 2016, s-au născut un singur copil, de al lui Vasile Dăngulea. Nu putem să facem o grădiniță din la oră, să desfințăm o altă școală de la Rechitiș, care va urma să desfințeze, ca să mutăm copiii de la Rechitiș la Peticica. Păi, tocmai asta este ideea, domnule. Deci nu știu de mine ideea. Nu, tocmai asta este ideea, pentru că vis-a-vis de demografie și de împuținare numărul de copii, suntem obligați ca și grădinarii să-i mutăm de la un sat la altul. Pentru că nu mai ai grupă și nu mai dăm voie, dacă ai sub 11 copii, dacă ai sub 11 copii, sub 12 copii, nu mai ai grupă. Dar ce și o facem la Rechitiș? Ce să facem la Rechitiș? Nu avem. Deci, nu avem. Aveți un timp, răbdare. De exemplu, la Rechitiș, copiile sunt așa. Păi, aici și la Rechitiș. Deci, hai să discutăm în mod celelalte. Da, să înțelegem, să cum. Nu, să nu ai un număr de copii, nu ai un lasă. Sunt condiții. Adică să nu intrăm la primar, mă împoimă să trezim grădiniță fără copii. Dom'le, dar la Iasul... Dom'le, dar sunt fără de copii. Ești Rechitiș, Iasul, Petricica, dar ai cum să ai. Dom'le, dar nu luăm copiii de la Rechitiș și la Petricica. Păi, dar ce faci mai bine? Să facă o grădată din copil. Păi, atunci, păi, aia, că ce-i cu spulți. Corect. Dom'le, am și mult. Aveți puțină răbdare. Alo. Deci, condiția și gândirea a fost în felul următor. V-ați gândit dumneavoastră acum 10 ani de zile, când tot ne întâlnim noi în cadrul Consiliului Local, că nu vor mai fi copii la Cetățuia și la Nadișa? Soluții, sunt trei. Care a fost soluția? Care a fost soluția? Să facem totuși o grădiniță în Cetățuia sau la Nadișa? Nu. Și-a făcut o grădiniță la centru, pentru că
Aici copiii care vor veni la grădiniță vor veni și la școală la 1-8, la școala gimnazială, da? Care a fost condiția pentru care am mers și am așteptat ca să facem modernizare la școala Petricica? Am făcut modernizare la școala Petricica tocmai în ideea ca să desfășoare cursuri 1-8 în continuare și cursuri care se vor face la școală, nu la grădiniță. La grădiniță avem două grupi, grădinița 0 și grupa pregătitoare. Automat că acolo, dacă nu vor mai fi copii suficienți pentru o grupă de grădiniță, îi urcăm într-un microbus, ne folosim de posibilitățile care le avem, dacă nu ne împrumutăm, că am văzut, asta am spus că am făcut împrumuturi mereu. Deci, ne folosim de așa ceva. Unii vor fi strugați și pentru cei capilori. Deci, rechidișul va dispărea ca școală. Deci, fiți singuri asta, deci fie avem ceva acești doi piloni, da? Școala, dar fi unii vă voastră de anul viitor, dar fi greșit dacă ar fi copiii rechidiși ca și... copilului de cel transportul și un învățământ de calitate într-o locație de calitate cu profesori de calitate. Prefer să stai doi copii în grădință la rechidiș și cu altul ăla? Dar de ce? Dar rechidișul nu se doarme? Ascultă-mă de ce. Dar nu e asemenea cu numericul. Așa mai să zici. Domnule, vă rog frumos să explicați cum va ajuta de va avea credința în rechidiș. Așa e. Dar nu va avea credința. Haideți să supuneți la vot. Dacă nu mai discutăm. Acum, oricare discuție, normal, cum ai fi ca așa, oricare discuție o a avut și o a adus un pas înainte. Claritate și un pas înainte. Dar s-a făcut în bază, s-a făcut orice investiție și orice mod de a gândi, s-a făcut și în funcție de programele școlare, de numărul de copii. De la cele două sate, Petricica Iaz, cred că are mai mulți copii decât satul de Rechidiș. Și atunci trebuie să, mai degrabă decât să dislogi două sate, să aduci într-un sat, mai bine duci copiii, pentru că și numărul de copii într-un microbuz este limitat, 16 copii. Sau dacă o să fie, să-i ducem de acolo, într-un singur transport, și aici, în funcție de ori, unii încep orele ca la școlar, unii încep orele la ora 8, unii încep orele la ora 9, ca să aibă și profesorii programa școlară și orarul în care se poate încadra. Păi e dificil. Nu este ca pe timpul nostru, era o clasă, întâia, două clase. Totul trebuie gândit în funcție de vreme. Nu știu, deci, asta e viața. De ce mai facem... Haideți să spuneți la voi și să spuneți la cine. Cine e pentru? Să abțin cineva? Eu vă mai spun o chestie de dată de școală. Deci sunt profesor la școala Strugar care fac cu ore. Domnul Manca nu știe. Cazul, de exemplu, au fost sunt care se fac numărul de ori, da? În câte timp școli? Și la Livezi și la Sărbani? Dar mai faci și la Livezi și la Sărbani și la Berești, da? N-are la Berești. N-are nu are numărul doamna de ori. Doamna Ucuța Melinti. Turțeni, Arzăvan, Măgirești. Ca să fac un ori didactică. Ca să ai unul pe unul, într-un an și unul de muncă și pentru pensii. Ce mai bun? Un profesor într-o locație cu mobilitatea copiilor, locația aia de centru, cu un profesor odihnit să predea, da. Copiii sunt de regulă. Dacă îi luau microbus, cu aia condiționat, cu aer ca lumea, cu călduri, eu zic că nu are trauma atât de mare, 10 minute cu microbus. Nu știu, dar nu m-am picat ca idei. Deci se preconizează că la Rechidiș va dispărea și grădinița, asta e un lucru. Important. Da, eu ți-am spus, da. Mai ales copii sunt înscriși în fiecare an. Aș zice că totuși copiii vor fi la Rechidiș, cel puțin pentru... Păi acum depinde cum ai cu culturile, numai că o simțită dintre speția. Numai puțin, așa cum dumneavoastră care conduceți o unitate economică, sunteți agenți economici și numărați pe clienți pe de ei. Într-o zi stați și vă faceți un calul, vedeți câți copii se învățați proiectiști. Închis sau mai continuă? Așa e și cu grădiniță. Ai copii funcționezi? Ai magazin? Îmi pare rău că la familia, dar... Final, la fost sunteți în țări publică, doar participați, în afară ordine de zi, o să luați cuvântul pe ceea ce aveți dumneavoastră. Hai să trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă, altă spăție la sfârșit. Am făcut asta privind la Dăbănești. 18 de apă. Cine a discutat? Am discutat-o noi, mai am discutat-o, știm despre ce este vorba. Deci, sunt niște documente care se cer
noi deocamdată nu facem parte din ei, dar suntem unitatea administrativă teritorială din cadrul județului și ne se cere și nouă părerea, având în vedere că în scurt timp vom avea și noi legătură cu conducta de apă canală, de alimentare cu apă. Vreau să mai spun ceva? Ați înțeles, nu. Le-am 100 de euro, da? Suport la plăt în proiectul. Cine-i pentru? S-a abținut cineva? Deci, în realitate, deci la punctul 4 de raport, activități, comportamente, asistență socială, semestrul 1, anul 2018. Da. Domnul secretar, o să vă prezint o sinteză. Da, o să vă mai pot să eu știu că e multă treabă, porumbul, struburii, și dar câtea s-ar putea, puteți acum în septembrie, după cum știți, secretarul comunistul, da, răspund din compartimentul de asistență socială și va fi asumat să prezint munca fetilor, semestrul 1. Principalul instrument al prestației sociale este ancheta socială. Ce putem face noi ca primărie? Întotdeauna facem o anchetă socială prin personalul de specializat, de specialitate și sprijinim cetățenii care sunt în nevoie socială. Sintetizând la VMG, adică venit minim garantat legea 416/2001, în luna ianuarie aveam 96 dosare, în luna februarie 99 dosare, în luna martie 99 dosare, în aprilie 98, în mai 94, iar la ora actuală suntem cu 88 dosare. Din aceste dosare nu trebuie să luați la priceară că avem 90 dosare, 90 de persoane alte din lume. Nu. Sunt și persoane care sunt scutite la muncă. Sunt acele persoane care au copii în întreținere mai mici de 7 ani. Sunt acele persoane care sunt scutite prin motive medicale. Sunt acele persoane care îngrijesc de persoane în nevoie, prin dispoziția primară, sunt scutite de muncă. Vă dau un exemplu la nivelul localității Spulgari. La ora actuală avem 3 persoane apte de muncă. Atâta sunt. Pe dege, în numărând. Discutăm legea 277, vorbim de alocația de susținere a familiei. Această alocație se dă în funcție de venitul de membru de familie, pe două trepte, de la 0 la 200 de lei și de la 200 la 500 de lei. Deci, în funcție de venitul pe cap de familie, li se dă această alocație de susținere a familiei. Doamna Anita știe de s-o ocupă. Prin legea 272, pentru promovarea și drepturile copiilor, serviciul a efectuat anchete sociale și chiar au făcut multe anchete sociale ca să rezolvăm multe din situații limită. S-au efectuat 18 anchete sociale care s-au trimis la Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului. În special, lucrurile astea se fac pentru copiii care sunt în plasament. Au fost alocate 6 anchete sociale pentru centrele de plasament. Au fost alocate 9 anchete sociale, din păcate oamenii mai și divorțează. Și iarăși, la tribunal al compartimentului de asistență socială, trebuie să faci o anchetă socială la domiciliul părinților și să finiți la judecătorie. Au fost întocmite anchete pentru încadrarea gradului handicap, deci vor avea cei copii cu grad de handicap. Sunt, din păcate, și copii cu grad de handicap. În fiecare lună s-au întocmit situațiile statistice. Vă pot spune că nu avem niciun fel de probleme de la Direcția Generală, de la AJPIS, de nicăieri. Avem o colaborare foarte, foarte bună și cu domnul director Agache. Ne înțelegem foarte, foarte bine și totul absolut, zic eu, în regulă. Toate planurile de servicii s-au întocmit la zi. Mai este o lege specială care acordă părinților tot în funcție de venit și etichete sociale de grădiniță, pentru că cei grădinari, dacă în funcție de venituri și de absențele la școală, e foarte important, primesc un tichet social de 50 de lei pe lună. La ora actuală avem un număr de 25 de cereri. Pentru protecția și promovarea persoanelor cu handicap, legea 448 din 2006, s-au efectuat toate anchetele sociale. La ora actuală avem un număr de 26 de dosare. Aici mă refer și la persoanele cu handicap, deci la asistenții personale de asistență la noi la primăria comunală și la indemnizații de handicap. Știți, acolo omul care are certificat de grad de handicap optează ori pentru a avea un salariat care să aibă grijă de dânsul, ori dacă își primește indemnizația și din banii aia își soluționează el problemă. Deci avem 17 dosare de asistență personală, adică ce discuta domnul primar de acei bani, Viorel, care se dau, astea sunt salariile asistenților personali, care acum nu mai sunt plătiți pe salariile din economie, sunt plătiți pe gradații conform legii 153 din 2017. Deci au crescut salariile.
La locația de stat, nu facem foarte multe, ci se vorbea de cei 84 de lei, facem doar un borderou pe care îl transmitem. Când se naște un copil, vin la noi, îl facem borderou și îl transmitem ca să iei părintele îndreptățit la cei 84 de lei. Am mai avut o activitate care o consider și chiar un punct alb, așa, mare, frumos. Noi avem o structură comunitară, un comitet consultativ, comunitar consultativ, care chiar ne-a întâlnit. Acest comitet e format din primar, viceprimar, secretar, medic, preot, director de școală și alți factori decizii, care atunci când sunt probleme deosebite, se convoacă, se întrunește și discută problemele respective. Vă pot spune că un comitet în luna mai, am avut situații, zic eu, grea, chiar foarte grea, și care am soluționat-o la Niculiță, domnul Lazar de Riștii, am reușit pe acel copil să-l ducem pentru perioada determinată, timp 3 luni de zile, cu un centru de plasament de la Bacău. Din păcate, acum s-a, zic eu, din păcate, poate spre binele copilului, să vedem timpul de la răspuns, acum s-a întors la tată, dar am reușit cât de cât să mișcăm un pic situația și să dăm o nouă șansă. Acest comitet comunitar e principalul instrument prin care autoritatea locală reușește să soluționeze la nivel local niște probleme speciale. Și chiar vă rog frumos, dacă auziți de un copil abuzat, dacă auziți de probleme speciale, da? Să te aduceți la cunoștință imediat, în ce cauză. Că instrumentul ăsta e fundamental și pentru următoarele măsuri. Că dacă cei de la Bacău, de la București, spune, tu ce ai făcut pe plan local? Ai constituit comitetul, ai procesul verbal, ce măsuri ai luat? Din păcate, măsurile sunt limitate la noi. Nu avem centre de asistență, nu avem centre de zi, nu avem, eu știu, cămine. Că asta e comuna. Legea e generoasă în sine, prin tot ce presupune ea, că poți să faci aia, aia. Dar vedeți că de toate nu este de bani. Nu avem bani. Că așa foarte ușor, să nu credeți că noi nu am fi capabili să creăm, să înființăm un centru de zi, să luăm bătrânul ăla, Nelu Pavel, înțelegeți? Să reiesc respect. Am putea, dar nu e bani. Dar zic ca chestii. Știam de aspectul ăsta. Zicem, familia nu putea, dar noi știm de aspectul ăsta. Unde să-l duci? Ați înțeles? Totul se învârte în jurul banului. Banii. UNICEF, era și un capitol special, care chiar mi-e drag și chiar s-a făcut ceva. Excursii, ce-o zis domnul primar, acea recenzare. Chiar fiecare gospodărie s-a monitorizat, s-a descoperit fiecare vulnerabilitate și avem la ora actuală o bază de date. Alții spun că nu s-a făcut nimic, eu spun s-a făcut pași mari. Orice pas mic e important, că etapele nu pot fi sărite, orice evaluare și orice analiză, fără acea recenzare, fără acea muncă de teren, fără acea întrebare primordială, să-l întreb cum te cheamă, unde stai, să vezi cu ochiul tău, nu poți să faci nimic. Din birou, de oriunde, lucrurile sunt simple. Dar când ești în interiorul fermelor, vezi alte probleme. Acești oameni au reușit în 3 ani să realizeze 3 excursii. Au scos copiii, oameni buni, din nucleul ăla familial, din greutățile alea și l-au dus, au văzut ceva. Au mâncat altfel, au văzut poate un duș, au văzut poate o baie, au văzut ceva în plus față ce era acasă. Și pentru chestia asta eu mă voi bat totdeauna pentru că știu ce au făcut. Și anul ăsta au avut din buget 13.000 de lei, cu ăștia 13.000 de lei, fac diverse activități, constituie două excursii, fac ceva. Din păcate, proiectul se încheie la 31 decembrie și o să vedem ce se va întâmpla. Cam asta a fost activitatea de asistență socială. Da. Dacă vreți să știți cineva. Bine, acum proiectul se încheie, dar nu înseamnă că oamenii ne-au luat în brațe cei la UNICEF și toate instituțiile implicate, ne-au lăsat cineva sus, ne-au dat un punct de plecare și suntem conștiincioși și convinși că modul de lucru a celor care au fost profesioniști și l-au transmis la noi, noi ne preocupăm să gândim altfel față de oricare cetățean. Domnul secretar vostru foarte grav, deci nu se mai poate face muncă și totul din birou. Totul se face prin deplasare la fața locului, acolo unde sunt condiții și să găsesc niște probleme vulnerabile pentru copii și pentru familie. Pentru că copiii sunt cei mai importanți. Domnul secretar a prezentat sinteza. Noi, prin programul de guvernare, știți că s-a prevăzut o creștere a alocațiilor etapizat, dar niciodată nu a fost o creștere prin diminuare, tot a fost creștere pe plus și la alocații, și la alocațiile de stat și la cele de complementare. Chiar și la tichetele pentru cei care vin și frecventează școala, sunt condiții
și sunt situații cu care ne-am întâlnit că n-au mai beneficiat cei care lucrează în sistemul de la poștă, de exemplu, știu că o parte dintre părinți nu mai beneficiază pe luna în curs de alocația complementară. Pentru că un copilaș care nu s-a dus și a fost la școală și a făcut peste 20 de absenții, pentru luna respectivă îi se taie alocația complementară a în dreptul celuia care a făcut absenții. Până acum era că dacă erau 5 copii și unul absenta, toți pentru unul, pentru toți. Acum doar pentru cel care absentează, care este mai rău frecventat de la școală. Condițiile astea sunt îndeplinite, mai ales când vin de la clasa 1, 4, 3, 5 și așa mai departe. Pleacă cu microbuzul din stat, nu prea are, urmăresc părinții și nu prea capătă informația până se duce seara copilul acasă și mai vin la școală, pleacă de la microbuz direct în altă parte și îi place mai mult sportul decât adică fuga de la orele școlare. Aici, domnul Teofil, domnul secretar, trebuia să vă punteze și faptul că iar pentru sezonul de rece, tot pe asistență socială... A, după începe, pentru, o să fie, dar în octombrie, după 5 octombrie, este legea care permite pentru venitul modest să vină să constituie cerul la prăvărie, să iei subvenția pentru cărțile... Venitul modest înseamnă că... 6-15 ani pentru la prăvărie. Cetățeanul care are un venit sub 6.000 de membri de familie. 6 milioane de lei. Dar cred că sunt foarte puțin, că sunt 6.40 de lei. În sfârșit, care sunt? Dacă este, sunt două persoane, se bazează doar pe o singură. Pensia e zero. Da? Da, așa că de exemplu, pensiile de sus. Aici, la asistență. Asistență, șoase de lei, ăștia nu mai pot face. Nu, niciodată. Asta o să începe să preocupă. Dacă dumneavoastră știți că de fiecare dată înainte creșterea asta pensiilor de sub 6.40 minim, da? Sau orică se va mai majora. Că noi suntem convinși că la data de 15 vom face, vom permite. Tot asta de bine suntem convinși că vor mai veni până atunci și reglementări. Dacă vor veni de reglementări, noi să le afișăm. De la magazine, pe unde fluxul de oameni este mai mare și atunci o să ne informăm. Dar după 15 octombrie, ca și au fost întrebat. Da. 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 Pentru că ei s-au asistenții sociale, aștept și o la o familie, la ce m-am primit mai ales, o să vă reconsistenții sociale. Dacă ziceți, mă, nu mă, nu mă, nu femeia aia e mobilizată la pat, am fost și o săptămâna trecută până în locuința acolo, e dezastru. Făcuți, domnule, eu vă ajut cu demersul la Macarie. Așa, domn primarul a ajutat. Acum, prin 4 ani, a ajutat. Domn primarul a fost de acord. Și eu am dat cu oamenii. Dar ce i-am învenit casa. I-am așa, i-am... Nu ce-am făcut, am ajutat. Dar ce e în mântul, cum s-a zis, domnule? Păi, acum mă putea are pensii. Deci, nu, i-am făcut pensii. Băi, are pensii. Nu putea, ai făcut, ai lucrurul cu urmă. Are pensii. Ce faci cu tu cu 5? Uite, acum o săptămână am fost la Lenz Leu-ul Meire, nu? Nu trebuie. Până vin eu cu un primar și cu domnul Vici și cu tine și facem noi curățări în vreo zi. Nu intri în casă acolo și ai să vedeți în vreo zi. Încercați, da. Ce mai faci? Faci curățări dacă nu știu să vii curățenia. Nu. Vă spun eu ce. Acolo este un problem deplasabil. Este și acolo ar trebui să pentru femei, deci femei deplasabile, n-ai ceva. Ce a spus și ajung de la Bacău. Dar duceți-l la spital, dați-l diagnostic, facem referatul, fac ancheta socială, merg eu personal. Doamna, v-a spus așa, hai să facem așa, așa. O duci, bine să mă pare, doamne, o duci, o duci la spital, da? Ce e ce-ați mai la fapt? Și o să-ți faci pe internat, din așa, că îmi spune, și o să-i fac și eu ajutor acolo, sau să ajutor cum? Să-i iei, să o ajuti, să o ajuti. Nu are, nu are. Prima dată, nu te-ai spus una de salvare, prima dată salvare. Deci, nu știu să la spital. Hai să facem așa, ca să o ajuti. Eu cred că s-o înțeleg. Da. Și? Sunt până tot... Președinte, vă rog frumos. Te-ai deci, am acela și pe.
Te pun la vot. Nu mă nu se pune. Nu la vot, după asta. La diverse, ce să mai spun la cuvânt. Dacă nu mai spun la vot, proiectul 4, la vot. La diverse, raport. Ia, nu mai bine. Atunci, la diverse. Cine vrea discute aici, domnule? Hai să facem o... Da, așa, hai să ne spune. Pentru toată lumea asta, să știm. Când a dat... Domnule, când ai luat un cuvânt, spune pentru materialul la care ești atunci. Și când mergem la diverse, spune celălalt. În afară de asta. Dar nu iei cuvântul, mai stai o dacă, iar ce tu. Mai stai o dacă, mai ce tu. Și cine ați dat la vârstă? Mai aduce mai interne. Mai dat tot dracu. Hai să începem. Dar nu președinte, nu e bazat? Bun, ce să scrii la cuvânt la vers? Nu, lasă-mă. Așa zice la vârstă, nu am văzut. Dar din voi, dacă aveți la diversii, vreți să vă scrieți la vârstă. Domnul Handar, altcineva. Să mai scrii cineva la diversii? Diversii, poate aveți. Domnul Vârstă. După aceea, eu am văzut, domnul Hadar, domnul Hadar, spuneți ce vreți. Da, eu ce am să dau un cuvânt, spun eu, hai să spun eu ce mă interesează, și face domnul viceprimar, ați făcut la Natișa acolo, la copii, la... Ați spus postamentul ăla de scândură la... Am sudat doar ce era rău, da. Am vopsit din nou și urmează să-mi fac scândură, am dat-o la... Da, deci vopsea pe sărăță e foarte bine. Adică am mai durat. Am sudat ce era foarte bine. Dacă s-a lucrat și s-a sudat la cușmintele, era normal să le așa. Da, e bine. S-a sudat. Domnul Dărâi. Domnul Dărâi. Așa, nu mai am. Un pic, să terminăm. Referitor, domnul primar, anul trecut v-am rugat ca să se amplaseze în satul Cetățuia două cabine de astea pentru copii ca să stea pe timp de ploaie. Nu s-a mai făcut nimica și sperăm că... Problema pe care s-a ridicat foarte bine, domnul secretarul s-o prind aici, se poate modifica puțin la buget dacă nu putem să luăm din banii aia care avem 44.000 și putem să prindem acolo și luăm două cabine. Una, o să ne fie nevoie, una singură o să facem. Una singură. Da. Și pentru că în aceleași condiții trebuie să ia petricica. Deci puteți să faceți o propunere, că oricum din banii sunt, da. Le găsim pe internet, cumpărăm două cabine, atât dacă ne ducem bugetul și în primăvară mai cumpărăm două. Dar o să punem una jos la unde facem microbuzul și una sus la petici. Trebuie și la petici ca una. Aia acum să fim... Bun, e foarte bine. Și aș mai vrea să... Am o rugăminte referitor. Chiar mi-a plăcut șansul ăla la intrare în Cetățuia lângă domn profesor Costolachi. O să continuăm până cu aceea. Da. Același lucru vreau și eu în șansă la maică mea, care are o problemă veșnică cu apa care vine de pe drum și se duce tot timpul în ocrate, pentru că tante Aneta lui Pricopi a murit, tante Virginia este singură și nu poate să-i face șansă. Tante Maria lui... Trofim, tot la fel nu poate să-și facă șanțul și un șanț... O mărim aia. Dumnezeu să o iei. Așa. Fică să nu-și faceți șanțul. Plac. Așa. Și vreau un șanț la fel adâncit, ca toată apa din să nu mai intre în o gradă la maică mea. Pentru că e chiar o nemulțumire familială. Și chiar și eu sunt unul din semnatarii care am semnat pentru doamna, că a venit și vă sunt semnături pentru șanțul și reparația drumurilor și eu sunt un semnatar, adică nu vreau să intru nici polemică. Domnule, deci am semnat. Am făcut, tot sunt grafologi? Da, da, noi să luăm notă pentru astea care... Acolo, la Rusei, mitul, care e problemă. Da, 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 știi. Acolo chiar e o problemă, așa. Când vine la famare, dar e discuțat. Aș vrea să, dacă tot e televizat, să invit toți cetățenii din Comuna Strugari să meargă la vot pe 6 și pe 7 octombrie pentru familie, pentru femeie. Corect. Să voteze, da. Deci, cum ar vrea el? Nu. Noi hai să plecăm să ducă la vot, da? Da. Dar după aceea, de ce nu el ce se poate? Domnul Dâlea, aș putea și eu. Am înțeles că ar fi un bănuț acolo, domnul primar. Este fântânele alea. La mine, la noi, în stat. Una din ea se dărâmă și sau cadrul ăla de beton, să-l lasă în partea aerată. Aș avea dorința că își folosește de fântâna aia chiar toți locuitorii satului. Să o punem într-o situație bună și să-i facem chiar, cum am văzut că ați făcut foarte bine ce ați făcut.
acolo... La drum, nu? Da, 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 mă bucur, mă bucur. Ei, să mă bucur. De asta, de câte ori ați luat cu și mă zis... Dar să știți că aveți apreciere. Aveți apreciere treaba asta. Dar n-am vrea să pierd fântâna aia care e la fel de necesară cum a fost așa. Și nu sunt costuri prea mari. Ne-amintea, acum aici, ca să nu se pierdă fântâna aia. Să pui tăzi mână de la mărășoare, corect, corect, corect. Faci acolo la fântână, că nu-i greu. Cel mai corect. Noi ne-am făcut un drum, trei persoane, acolo la intrarea aia la mine la bază. Deci ai să facem lui niște bani, domn primar știe, domnul secretar știe. O să fii nevoi pe un utilaj, să-l întreb. Asta nu-i problemă. Niște chestii care e necesar. Eu am spus, să ne supărăm. Eu am zis să trebuie. Aici, dar nu vine să, dacă noi să vizi. Eu aici am să intervin așa, pentru că se sunt contradicții. O să facem omenajă. Să fie utilizabilă. Da, pentru că are o capacitate mare de apă. Acum, da, pe cinstit, vorbim, are o capacitate mare de apă. Sunteți în care există o chestie de ISU, de un așa, noi mereu ne-am alimentat cu apă de acolo. Deci o fântână foarte largă, are de 2 metri jumate, cred că 1 metru. Și are capacitate foarte mare de apă. Eu vă mulțumesc, domnul primar, să mă ațineți. Apropo cu treaba asta, că am suntem la... Deci, dar nu mai aveți cuvântul, nu mai aveți. Dar acum are cuvântul. Nu mai eu am terminat, nu am văzut. Că suntem la subiectul ăsta de cântări. Este cântăra aia la Rogojene, acolo, la Ionaldo, la Tracându-le. Cum s-a făcut nivelul, adică s-a făcut drumul, cum a rămas deoparte, nu a rămas tubul de-a rămas. E periculoasă, periculoasă. Adică o detrație ăla care l-a cumpărat de la strație cu furtună, nu se drum. Stai că sunt tubul acolo și așa. Așa că s-a alimentat cu apă acolo, de-aia e urmă, așa de urmă. Tot și până de la Borășare, nu ești cumpărat sau tub și-o puneți acolo. Nu s-o cumpărat nimeni la mine. Da, acum problema... Au fost tub, nici. Dacă liberat, problema, fost, problema este în felul următor. Noi avem fântâni în domeniul public, vreau să vă spun, toate fântânele pe care noi, ciușmenile astea pe care noi le-am mai energiat un pic, le-am mai modernizat, să spunem așa. Și fântâna de la Islaz, la domnul Titel de acolo, și dincolo de la Pingoan, de la Iad, de la Nadișa, Cetăția. Chiar fântâna de la Vâlea, să știți că o avem prinsă de domeniul public. Dar pentru fântânițele astea care sunt pe domeniul privat, noi ca să punem fiecare din, să punem din bănuții primăriei un tub, două ori... Până aia tu e din primăriei. E la primăriei. Băi, fântâna care este acolo este pe terenul lui Manta. Dar știi gândești, așa acasă, am venit la urmă.